Binecuvântat să fie Domnul! Amin. Frați și surori, este o bucurie să fim din nou împreună în casa Domnului, într-o zi de joi, într-o zi de har și de îndurare, în care bunătatea Domnului s-a înnoit față de fiecare dintre noi. Trebuie să recunoaștem că puteam fi noi aceia despre care să se spună în biserică că este internat, e la terapie, e intubat, e cu soția, cu copilul, dar Dumnezeu ne-a binecuvântat să putem să fim sănătoși, atât cât știm, în casa Domnului. Pentru aceasta trebuie să-i mulțumim neîncetat. Vreau să mulțumesc Domnului pentru acest prilej pe care l-a rânduit din nou în viața mea să fiu împreună cu dumneavoastră. Să mulțumesc fratelui păstor Mos, fratelui Adi, un prieten drag, un prieten bun de multă vreme. El este acel gen de prieten al meu și cred că dumneavoastră trăiți sentimentul acesta, având fiecare astfel de relații, pe care dacă nu le-ai mai văzut de mult, când te întâlnești cu el, ai sentimentul că v-ați despărțit de 2-3 zile doar. Este bine să avem astfel de prieteni, astfel de prietenii, este bine să înțelegem, să recunoaștem că Dumnezeu, prin Fiul Său, ne-a legat în dragostea Sa. Și ne ține. Binecuvântat să fie numele Domnului. Aș vrea să vă aduc și salutările sfinte și sincere de la Biserica Betania din Chicago, de la păstorul bisericii, fratele lui Gimițoi, conducerea bisericii, membrii din biserica noastră care sunt acolo de multă vreme și care au plecat cândva din Elim, fie pe vremea comuniștilor, fie după Revoluție, au plecat aici, l-au cunoscut pe Domnul, aici au primit credința și Dumnezeu i-a rânduit să ajungă în cealaltă parte a lumii, însă și acolo sunt oameni cu frică de Dumnezeu, oameni care îl reprezintă pe Dumnezeu cu demnitate. Dumnezeu pe toți să vă binecuvinteze. Aș vrea să vă las un gând, un salut în care să mă gândesc că atât de potrivit merge acel cuvânt din Evrei în care spune Scriptura să nu părăsim adunarea noastră cum a unii obicei. Și mă gândesc că în vremea aceasta unii au fost ajutați să-și formeze obiceiuri. Pandemia aceasta ne-a schimbat radical viața. Nu doar în România sau în America, în lumea întreagă. Și oamenii în mai mult de 30 de zile, în cât este nevoie ca perioadă de timp pentru a-ți forma un obicei, oamenii într-un an și ceva de zile și-au format multe obiceiuri. Și unele foarte grave, foarte rele. Printre acestea este și acest obicei de a nu mai veni la casa Domnului. Și acum, sigur că dacă până acum nu aveam prea multe justificări, acum ne zicem, păi da, nu vreau să-i pun pe alții în risc. Nu vreau să pun sănătatea cuiva în risc. Și abia apoi mă gândesc și la mine, dar în primul rând eu mă gândesc la frați și la surori. Și n-aș vrea ca unul să, Doamne ferește, să se îmbolnăvească, să duc eu un virus pe care să nu știu că l-am. Diavolul reușește în vremea aceasta să distrugă obiceiurile bune de a veni la casa lui Dumnezeu, să le înlocuiască cu altele. Acum, sigur, care se uită online, care e pe internet împreună cu noi, spuneam și pe la Hunedoara și la Arad, internetul e o mare binecuvântare când ești în spital, când ești în călătorie, când ești într-o situație complicată în viață și nu poți să vii efectiv la părtășie, e o mare binecuvântare. Dar când faci din aceasta un mod de viață și stai acasă că e mai confortabil și te uiți la 2-3 biserici în același timp, nu-i chiar o mare binecuvântare. Chiar nu este binecuvântare. Binecuvântarea adevărată Dumnezeu o dă atunci când venim împreună aici. Pentru că Dumnezeu locuiește în mijlocul laudelor copiilor Săi. Și în seara aceasta, dragii mei, gândiți-vă la acest lucru, să nu facem un obicei. Dacă ne-a ajutat guvernul, guvernele lumii ne ajută să ne schimbăm obiceiurile bune, haideți să nu lăsăm ca acestea chiar să devină un obicei în viețile noastre. Să înțelegem că părtășia cu Hristos și unii cu alții nu poate fi locuită cu online-ul. Nu poate fi. În Statele Unite, marile biserici ale fraților americani se confruntă cu probleme serioase. După ce s-a revenit oarecum la o libertate de a ne aduna și a fi împreună în casa de rugăciune, din marile biserici aproximativ 30% mai vin înapoi.
70% aleg să stea așa cum au stat în ultimul an sau chiar mai bine. Și lucrul acesta trebuie să recunoaștem că aduce pe viitor pagube serioase vieților noastre. Însă noi ce să facem decât să ne agățăm cu toată inima, cu toată credința de Domnul și să credem cuvântul care spune că aceia care vor cunoaște pe Dumnezeul lor vor rămâne tari și vor face mari isprăvi. Amin. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin. Să facem cu Domnul mari isprăvi. Aș vrea acum să ne uităm la acest pasaj care a fost citit, un pasaj atât de bine cunoscut. Cred că este printre cele mai cunoscute pasaje ale Scripturilor Vechiului Testament. Vindecarea de lepră a acestui celebru general sirian pe nume Naaman. Omul acesta s-a născut și el într-o familie. Și când s-a născut mama lui, părinții lui au pus acest nume Naaman. Care Naaman înseamnă drăgălaș. Înseamnă cel frumos. Cu siguranță părinții și-au legat inima de acest copil, au avut pentru el planuri mărețe, va fi un copil deosebit, îi drăgălaș, îi frumos de la naștere. Și pentru ce mamă copilul ei nu este frumos? Nu este drăgălaș. Copiii noștri toți sunt frumoși și sunt drăgălași. Ei, bărbatul acesta când s-a născut, cu siguranță a fost un copil deosebit de frumos, încât părinții îi pun acest nume. Și el crește și ajunge într-o situație în viață încât să contacteze virusul acesta al leprei, boala asta teribilă. Și este lepros. Omul acesta în viață a reușit mai mult ca cei mai mulți din generația lui. A reușit să facă o carieră militară, a reușit să se remarce în țara lui, în fața împăratului și în fața asirienilor, ca un erou național. Oriunde mergea Naaman în fruntea oștirii Siriei, era biruință garantată. Omul acesta era un erou. Era un erou celebru. Și titlul sau unul dintre titlurile acestui cuvânt pe care Domnul l-a pus în inima mea ar putea fi cam așa. Lecții de la eroi celebri sau necunoscuți. Pentru că în pasajul acesta avem eroi celebri, este Naaman și Elisei, dar avem și eroi necunoscuți. Este fetița aceasta și sunt slujitorii lui Naaman. Nu le știm numele. Eroii necunoscuți, dar care au făcut o diferență remarcabilă în viață, în generația lor. Astăzi auzeam că este ziua imnului național. Deșteaptă-te, române! Și se spunea așa cu durere că pe la evenimentele organizate prin țară prea puțini oameni au participat. Acum că o fi că nu mai vor oamenii să se deștepte, să se trezească, că s-au obișnuit cu confortul, nu știm asta. Însă noi credem că România, și trebuie să spunem că și Biserica lui Hristos, în vremea în care trăim, n-are nevoie neapărat de o trezire, n-are nevoie neapărat de o deșteptare. Îmi spunea un frate la noi în biserică în Chicago, după o seară de rugăciune, frate, Biserica lui Hristos n-are nevoie de o trezire. Biserica lui Hristos are nevoie de o înviere. Pentru că suntem aproape împietriți, frate. Avem nevoie de o înviere. Și numai Duhul lui Dumnezeu mai poate face asta. România are nevoie de o înviere. Biserica lui Dumnezeu are nevoie de înviorare. Și Dumnezeu să ne binecuvinteze în sensul acesta. Omul acesta, oriunde mergea, el câștiga războaie. Era un erou celebru în țară, în fruntea oștirii împăratului Siriei. Numai că, unde mergea el, când îi se punea pe cap cununa aceea de victorie, când la gât poate avea medalia aceea de învingător, purta cu el durerea aceasta. Era lepros. Și de lepră nu-l putea scăpa nimeni. Nici soldații care îl păzeau, nici sabia lui puternică, de lepră nu-l putea scăpa nimeni. Omul acesta unde mergea câștiga războaie și îi umilea pe toți. După cum era moda vremii, biruitorul calcă în picioare totul. Ia sclav, ia rob, ia comorile, omoară pe cine vrea, dispune de viața celor cuceriți după bunului plac. Oriunde mergea Naaman, îi disprețuia pe toți și umilea pe toți.
Orice război pe care el îl purta, cu sabia îl câștiga. Însă cea mai puternică luptă la care Naaman a fost chemat să dea față în față cu inamicul era această boală care era în trupul lui și asta nu o putea câștiga cu sabia. Și gândul meu în seara aceasta pentru dumneata și pentru mine în același timp este acesta. Sunt războaie pe care le poți câștiga umilindu-i pe alții. Dar există un război pe care nu-l poți câștiga decât dacă te umilești. Decât dacă te umilești. Și sunt războaie, sunt conflicte, sunt conflicte în biserică, sunt conflicte în societate, în care intrăm uneori fără să vrem, suntem atrași în conflicte și ne dorim să le câștigăm. Cine are ultima replică? Cine are ultimul cuvânt? Cine spune fraza cea mai apăsată? Așa că încât atunci când ai rostit cuvântul acela, adversarul să fie îngenunchiat, să-l umilești. Și parcă te simți bine când îți umilești uneori chiar soția într-o dispută și îi spui ca să fie spuse, să vadă cu cine are de-a face. Îi spui păstorului poate chiar, ca să vadă că nu ești dumneata așa de oriunde venit. Sunt războaie, frați și surori, pe care vrem să le câștigăm umilindu-i pe alții. Însă este un război pe care nu-l putem câștiga decât dacă ne umilim pe noi. Războiul cu păcatul. Pentru că ce altceva reprezintă lepra decât simbolul păcatului? Înseamnă moarte. Când Aron o vede pe Maria răzvrătită împotriva lui Moise, că judecata vine peste ea, uitați ce spune Aron, ce rugăminte îi face lui Moise. Ac, Domnul meu, nu ne face să purtăm pedeapsa păcatului pe care l-am făcut ca niște nechipzuiți de care ne-am făcut vinovați. Să nu fie Maria ca un copil născut mort, a cărui carne este pe jumătate putredă când iese din pântecele mamei lui. Pentru că lepra însemna moartea și Naaman purta cu el mereu acest stigmat. Oricâtă victorie ai adus tu, Naaman, pe tine scrie moarte, într-o zi tu vei muri. Cât de celebru ai fi, câtă avere ai fi adunat, într-o zi te vei confrunta cu propria moarte. Într-o zi vrăjmașul acesta te va îngenunchea. Și gândul acesta, mă rog, mă gândesc că frământa mult mintea acestui general. El nu se putea bucura de nimic, pentru că pentru boala de care el era bolnav nu exista vaccin, nu exista leac. Și vine o vreme în care înțelege, auzind că în casa lui se vorbește despre el, cu gând că s-ar putea întâmpla ceva cu situația lui. Și aude că în casa lui este o fetiță roabă, care aduce cumva așa un licăr de speranță. Că undeva ar exista o clinică la care există un medicament pentru boala asta. Și imediat, acest împărat, acest general merge la împăratul lui și îi spune: în casa mea se vorbește asta și asta. Uite, vreau să mă duc, vreau să fac tot ce se poate ca să scap de boala asta. Și sigur că da, împăratul imediat scrie o scrisoare și îl trimite la poporul lui Dumnezeu cu această scrisoare la împărat. Vindecă-l pe general de lepra lui. Și când împăratul lui Israel primește această scrisoare, își dă seama că aici este un conflict în devenire, că de fapt acest sirian caută război. Păi nu se poate, de lepră nu se poate vindeca. Sunt eu Dumnezeu, că numai Dumnezeu poate face asta. Sunt eu Dumnezeu să-l vindec pe acest om de lepra lui? Cu siguranță el caută război, îmi cere ceva ce este imposibil. Și Elisei aude. Și vom vedea cum decurge această istorie a Scripturii. Însă aș vrea să ne oprim la această fetiță anonimă. Dumneavoastră aveți aici în Timișoara, sunt convins, un cimitir al eroilor. Și sunt acolo foarte multe cruci sau pietre de aducere a minte pe care scrie nume. Cine a fost acel om? Acel soldat sau cumva s-a făcut el remarcat în bătălii prin acte de vitejie și a dat viața. Dar sunt acolo sau este acolo un monument pe care scrie eroului necunoscut. Pentru că sunt eroi cunoscuți, celebri, dar sunt și eroi necunoscuți. O astfel de eroină este fetița aceasta. Mă gândesc că o fi avut undeva la 13-14 ani, nu știm asta, nu ne spune Scriptura. Însă era o fetiță luată roabă,
Când s-a născut ea în poporul lui Dumnezeu, cu siguranță și-a făcut și ea vise, ca fetele din poporul lui Dumnezeu, care așteptau să nască copii, îndeoseb băieți, pentru că s-ar putea să fie sămânța promisă de Dumnezeu, să vină Mesia în lume prin mine. Orice mamă, orice femeie din Israel aspira la acest statut. Și fata aceasta se naște în poporul lui Dumnezeu, însă când este mai frumoasă viața, în adolescența ei, vine acest sirian, probabil Naaman, cu oastea lui și jefuiește și cucerește și omoară și probabil că i-a omorât părinții, iar pe ea o ia roabă. Și o duce, a văzut în ea ceva deosebit și a luat-o să-i fie de folos în casă. Și fetița asta, în adolescența ei, devine roabă într-o țară păgână. O, câte gânduri s-ar putea naște în mintea unui adolescent în această ipostază a vieții. Dar de ce? Dar dacă Dumnezeu, care ne-a ales pe noi ca popor și ne-a făcut făgăduințe și că a spus că e tot puternic și că nimeni nu-i ca El, de ce a îngăduit ca ai mei părinți, țara mea, să fie dominată de niște păgâni? De ce oare? Dar nu cumva că e mai tare Dumnezeul sirienilor? Cu siguranță puteau să fie multe frământări în mintea acestei fetițe. Însă, ajunge să-i spună soției generalului: dacă stăpânul meu ar merge înapoi în țară, dar nu cu sabia, nu să cucerească, nu să jefuiască, ci ar merge smerindu-se, există acolo leac pentru boala lui. Frați și surori, gândiți-vă la această fetiță. Este una dintre persoanele pe care din toată inima îmi doresc atunci când voi ajunge în cer să o cunosc, să-i știu numele. Una dintre eroinele Scripturilor. Fetița aceasta, într-o condiție mizerabilă a vieții, adusă de prigonitorii ei, de persecutorii ei, îi dorește binele călăului părinților ei. Nu vi se pare asta un lucru de-a dreptul dumnezeiesc? Dar n-ai motive tu acum să dorești răzbunare? Să spui, să se audă, păi Naaman e lepros pentru că Dumnezeu apasă asupra lui? Mâna Domnului este peste el și îl va pedepsi? Și să spui tot felul de lucruri, dar nici de cum să spui, s-ar putea vindeca omul acesta. Dacă ar merge în țara părinților mei, acolo există Dumnezeu care vindecă. Și fetița aceasta dovedește aici un caracter deosebit. Ea nu dorește răzbunarea, ea vrea binecuvântarea vrăjmașului ei. Ai dumneata și cu mine ce să înveți în seara aceasta de la această eroină? Lecția pe care ea ne-o predă în vremea în care trăim este aceasta: nu lăsa circumstanțele vieții potrivnice prin care treci să-ți influențeze negativ credința. Nu lăsa asta. Poate spui, dar din Biserica Elim sau Betania sau Emanuel sau alt nume, păi din câți membri suntem noi? Mai puțini au avut COVID. Eu de ce sunt printre cei care au avut COVID sau altă boală sau... și alții nu au? Păi, și-ți faci tot felul de calcule greșite în minte. Și te gândești și parcă se naște așa o amărăciune și un gând de răzvrătire, de... să nu zic altfel, dar parcă-ți vine să te depărtezi de Dumnezeu. Dar de ce, Doamne, doar la mine? Dar de ce, Doamne, eu în condiția asta să ajung aici? De ce trec prin asta? De ce copilul meu? De ce soția mea? De ce la alții? Nu, Doamne, dar sunt eu cel mai rău din biserica aceasta? Cu câteva luni în urmă, nu cu mult, cei mai mulți mă gândesc că ați auzit, am trecut cu biserica printr-o situație foarte complicată. Am avut un an greu anul trecut și apoi 2021 a început devastator. Când am început să ne îngropăm dintre membri, frați, surori, oameni pe care n-am fi crezut că e vremea nici pe departe să-i punem în țărâna pământului. Dar Dumnezeu, care e suveran, a ales să lucre în felul acesta. Însă, într-una dintre zile, în luna aprilie, pe la amiaz, mă sună o familie din biserică și îmi spune: mergeți repede la spital că copiii mei au avut accident de mașină. Și m-am gândit, tata era foarte afectat, se vedea în vocea lui asta, și am zis că, sigur, orice părinte e îngrijorat când aude lucrul ăsta, dar nu o fi atât de grav. Și am mers la spital împreună cu alți frați slujitori și când am ajuns acolo,
În acel salon de spital, în acea zi de miercuri după masa, am petrecut 4 ore dintre cele mai grele ore din viața mea. Când am stat acolo împreună cu 2 părinți, cu o mamă sfâșiată cu inima, în jurul unei mese pe care era un băiat de 17 ani, care trecuse la Domnul în acel accident. 17 ani. Și acea mamă, sora Ioana Deac, înconjura masa aceea, parcă îi se părea că e ireal, se pișca, se trăgea de față. Nu poate să fie adevărat asta. Fai înapoi, Joshua. Doamne, dar de ce mi-ai făcut asta? Și mergea în jurul mesei și copilul ei, în care își pusese speranțe mari, un copil deosebit, un înger de copil, era acolo inert, trupul lui era pe masa aceea. De ce mi-ai făcut asta? Frate David, om fi noi cei mai păcătoși din biserica asta? Dar de ce s-a întâmplat asta? Dar după aceea tot ea spunea, dar cu Dumnezeu nu ne putem pune. Cu Dumnezeu nu ne putem pune. Dacă așa a ales Dumnezeu să lucreze, noi ce putem să facem? Și lucrul acela m-a impresionat până la lacrimi. Dacă așa a ales Dumnezeu să lucreze, noi ce putem face? Păi să spui lucrul acesta când pe masă e trupul copilului dumitale, asta e dumnezeiesc. Asta înseamnă relație cu Dumnezeu, asta înseamnă pocăință, asta înseamnă maturitate, asta înseamnă credință. Pentru că credința rămâne și atunci când e necaz, când e încercare, când e cancer, când e boală, atunci se vede credința autentică. Nu lăsa circumstanțele nefaste, potrivnice, prin care treci, să-ți afecteze negativ credința. Hristos rămâne același, Dumnezeu rămâne același, făgăduințele Lui rămân aceleași, rămân în picioare. El este da și amin, în tot ce face nu greșește. Acel tată acolo cere la un moment dat un șervețel și dăm șervețelul crezând că își va șterge lacrimile lui. Dar merge la acel trup, la Joshua, la copilaș și îi tamponează ochii, tâmplele, ultimele lui lacrimi. Și apoi le pune într-o pungă și spune, acestea sunt ultimele lacrime ale băiatului meu și le voi păstra toată viața mea. Și le-a pus la piept, la inimă. Și a zis, frate Dan, lacrimile tale chiar acum nu le tamponează Dumnezeu, le adună într-un pahar. Și va veni o zi în care Hristos va șterge orice lacrimă. Dar noi trebuie să rămânem în credință și acum. Și în această vale a morții, a plângerii, noi trebuie să rămânem încrezători că în tot ce face Dumnezeu nu greșește. Să spui lucrul acesta unui membru din biserică care din 10 apartamente pierde o garsonieră, e simplu. Dar să spui lucrul acesta unei familii care își pierde băiatul în accident la 17 ani, e teribil. E greu. E greu. Dar Duhul Sfânt lucrează cum noi nu ne gândim în mintea și inima acelui om. Dacă nu ne-ar întări Dumnezeu și nu ne-ar binecuvânta să ne mângâie, ne-am pierde echilibru. Unde-i mila lui Dumnezeu, frate, că predicați de milă și de har? Și am spus, sora Ioana, aici nu-i milă, e moarte. Dar dacă vrei să vezi harul și mila lui Dumnezeu, du-te în salonul alăturat. Acolo e Jennifer care e în viață, putea să fie și ea moartă. Din 2, unul a plecat, unul a rămas, ca să vezi și harul lui Dumnezeu. N-a trecut mult, n-a trecut mult. Ne sună cineva și ne spune, ne-am rugat pentru voi, ne-am rugat pentru Biserica Betania și îndeoseb pentru familia Deac. Și îmi zice așa, am avut o vedenie în toiul nopții și era Biserica Domnului, dar nu Betania, era biserica așa, pe tot pământul adunată. Și acolo s-a făcut o strigare. Familia Deac din Chicago are nevoie de rugăciune. Trece printr-o greutate mare. Și vocea Duhului Sfânt, spunea el, a sunat în auzul bisericii mondiale. Am îngăduit și voi mai îngădui astfel de lucruri. Pentru că poporul meu s-a obișnuit să vină la casa mea fără să-și mai mărturisească păcatele, și vin cu arme de atac în casa păcii, arme de atac împotriva mea, zice Domnul. Sigur că noi ne-am făcut partea în dreptul nostru, ca familie, ca biserică, cum și dumneavoastră vă faceți în fiecare zi, ne-am cercetat și ne cercetăm și încercăm să ne pocăim în fiecare zi mai mult.
Dar se pare că se instaurează acest virus mortal printre noi de a deveni familiari cu Dumnezeu. Oi, prietenul nostru, El ne iubește oricum, orice am face, putem, El fără noi nu poate. Și nu ne mai mărturisim păcatele, nu ne mai mustră conștiința. Îmi spunea un frate astăzi, unde-i frate cheia, care e explicația că pe vremuri era într-un fel, acum în alt fel? Citea un frate cu două clase un psalm și se rugau trei ceasuri. Și oamenii erau atât de cu teamă de Dumnezeu. Și a spus, frate, tatăl meu când era pe vremuri, înainte să ia cina, uneori nu lua cina când ziua de sâmbătă a dat cu biciul în vaci, în animalele de povară. Și îl mustra conștiința. Și astăzi sunt frați care își bat soțiile și a doua zi vin și iau cina. Și te mai întreb că unele minunile și semnele. Nu mai este frică de Dumnezeu. Nu ne mai este frică de nimeni. Și așteptăm. O, dar unde-s păstorii aceia care erau pe vremuri? Unde-s apostolii? Unde-s biserica primară? Când Dumnezeu făcea semne și minuni prin mâinile apostolilor, mai întâi spune că fiecare era plin de frică. Și prin apostol Dumnezeu făcea. Păi că nu mai este frică de Dumnezeu. Ne-am obișnuit cu Dumnezeu și facem din El ce vrem noi. Să nu ne mai așteptăm la minuni. În seara aceasta Dumnezeu ne cheamă la o analiză profundă a vieților noastre. La o reașezare a valorilor și a priorităților în această vreme de pandemie în care Dumnezeu ne arată, ne spune de un an și ceva de zile că nu-i sigur, nimic nu mai e sigur. Ce astăzi este, mâine poate să nu mai fie. Puneți nădejdea, singurul lucru care este sigur este Hristos, este Dumnezeu, sunt promisiunile lui Dumnezeu, ele sunt da și amin. Nu lăsa criza prin care treci să-ți demoralizeze viața. Să te debusoleze, să spui, nu mai avem, frate, ce să facem. Păi nu-i mai nicio diferență. Nu-i mai nicio diferență. Ce rost mai are că suntem pocăiți, că ne batem drumurile orașului și mergem pe băncile bisericilor și ne rupem pantaloni în genunchi, că ne rugăm, că cum e cu noi, așa e și cu alții. Nu-i nicio diferență. Dar există o diferență. Astăzi poate nu se vede, dar va veni o zi când se va vedea. Anul trecut trebuia să vin în țară la înmormântarea tatălui meu, care în luna iulie a plecat la Domnul și n-am putut să vin. A fost atât de cumplit. Pentru că era America atunci era cea mai roșie țară cu virusul acesta și dacă aș fi venit, i-ar fi pus în carantină pe toți, pe frații mei, pe mama mea. Și am ales să stau acolo să mă uit de la depărtare, să fiu în duhul cu mama și cu frații și cu cei care au fost acolo. Și n-am putut să vin. Însă m-am bucurat foarte mult că tata a murit în credință și n-a murit credința în el. Pentru că deși a fost pocăit de 55 de ani, cel puțin, a fost primul penticostal în partea aceea a țării Hațegului, unde locuia, m-am născut eu, în zona aceea, și a primit credința penticostală și a primit-o într-un mod așa, de-a dreptul deosebit. A mers la o stăruință unde mergea mama și a zis el, am să le arăt eu la nemernici ăștia ce înseamnă să ai autoritate. Că a auzit că pocăiții cumva au măgit-o pe mama și a mers cu ei acolo, erau la stăruință. Și când a ajuns acolo în ușa acelei săli unde erau ei, Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu l-a trântit la pământ. Și în seara aceea a plecat acasă un alt om. Dumnezeu l-a botezat cu Duhul Sfânt. Și în momentul acela, schimbarea a fost reală în viața lui și a primit credința în această ramură a evanghelicilor, la penticostali. În Răchitova era o biserică baptistă mare, a fraților baptiști, mare biserică acolo. Dar el, pentru că așa a primit-o, mergea la penticostali. Problema e că biserica penticostală nu era decât la vreo 17 km de Răchitova, la Peștenița. Și peste 16 ani, el a mers cu mama la biserica penticostală pe jos. 16 ani. Și oamenii prin sat mai râdeau de el. Unde mergi, Siminic? Mă duc la casa lui Dumnezeu. Păi ți-ai pierdut mintea, du-te în deal aici, uite biserica, la popa. Și el mergea la casa lui Dumnezeu și nu cârtea, nu zicea nimic, mergea și se bucura.
Făcea vreo 3 ore, 4 ore pe dus, la fel întors, pe jos. Și ajunge pe la 71 de ani, un om care n-a fost bolnav, n-a mers la doctor niciodată, el credea în puterea lui Dumnezeu de a vindeca, însă el făcea din asta singura soluție. Nu există altceva decât Dumnezeu. Și Dumnezeu pe el l-a ascultat. L-a păzit de multe lucruri, n-a avut nevoie de medici. Însă pe la 71 de ani a început să vină boala peste el. Și se uita acum la cei din sat care atunci îl bârfeau pe el și îl batjocoreau, că s-au pocăit unii dintre ei. Și ei acum, după ce au trăit viața în păcat și ce au făcut ce au vrut, ei n-aveau nimica de vârsta lui, dar ei n-aveau nicio boală. Copile, Dumnezeu de ce își bate joc de mine acum? Și pe ei îi lasă în pace. Dar eu am 50 și ceva de ani, am mers, am bătut drumurile acelea până s-a făcut biserică în sat. Și acum de mine își bate Dumnezeu joc. Și multă luptă am avut cu el în ultimii ani ai vieții lui. Și mama la fel suferea mult. Că intra așa într-o stare de răzvrătire. Dar dacă eu l-am slujit pe Dumnezeu 50 și ceva de ani, cu inima curată, am crezut sincer, eu atât am făcut, am fost sincer, n-am pretins la alții ce eu nu fac. Și acum el își bate joc de mine. Și într-o seară, într-o zi de luni, de fapt dimineața l-am sunat, după masa aici în România era, și am zis, ce faci, tată? Și mi-a zis, bine. Cum te mai simți cu sănătatea? Așa și așa. Uite, am luat o hotărâre, spune el. Am fost ieri la biserică și am luat o hotărâre de astăzi, picioarele mele n-o să mai calce niciodată într-o biserică, că nu-i nicio diferență între Dumnezeu și diavolul. După 55 de ani de pocăință, să spui lucrurile acestea, este ca un glonț care te lovește. N-a mai avut ce să-i spun, că n-a mai avut cu cine, a pus telefonul pe masă și a plecat. Mi-am dat seama, mama, o auzeam cum plânge, am închis și eu, devastat. Și seara am avut o întâlnire cu frații la biserică, Consiliul Pastoral, eram acolo vreo 17 frați ordinați și printre altele le-am spus, uite, la cauzele de rugăciune, eu am o problemă foarte mare. Tata, care frații știau despre el, că le spuneam, mi-a zis azi vorbele astea și nu știu ce se întâmplă. Că dacă moare în zilele astea cât e de bolnav și moare în felul ăsta, e complicat pentru mine. Să mă gândesc că după atâta amar de ani de pocăință să sfârșește așa. Și ne-am rugat pentru el acolo cu frații și a doua zi am sunat la mama acasă, Marția. Și am zis, îmi va răspunde mama că tata, nu dau de el, dar mi-a răspuns tata. Și am zis, ce faci, ticule? Și îmi dădeam seama că plânge. Și a zis că bine. Dar cum ești? Face de azi dimineață încerc să cânt o cântare și nu mă pot opri din plâns. Și îmi dau seama că e o mare diferență între Dumnezeu și diavolul. Îmi dau seama că Dumnezeu îi prinde dragoste. Și e bun. Mă putea lovi un fulger ieri la ce am zis, dar Dumnezeu e bun. Și am spus, tată, e o mare diferență între Dumnezeu și diavolul. Ne-am rugat pentru tine aseară și Dumnezeu e bun, El nu te lasă, El nu ne lasă. El nu îngăduie mai mult decât poți să duci. Dacă ne pocăim, dacă ne pare rău, dacă ne căim, El ne iartă. Că e un Dumnezeu bun. Nu lăsa circumstanțele prin care treci să-ți afecteze negativ credința. Nu te mai ascultă copilul, soțul poate e mereu beat, soția poate umblă într-o parte și alta. Zici, până când? De ce mie? De ce nu la alții? Va veni o zi când Dumnezeu îți va răsplăti demnitatea. Îți va răsplăti credința. Tare aș vrea să o cunosc pe acea bătrânică despre care fratele Mot spunea că stă lângă nepotul ei acolo în spital. O anonimă, dar este o eroină a lui Dumnezeu. Are nevoie Dumnezeu astăzi de eroi celebri, dar mai mult are nevoie de eroi necunoscuți. Anonim, care stau undeva poate într-un colț în biserică, poate nu știe nimeni, nu le știe nimeni numele poate, dar sunt eroii lui Dumnezeu care stau în lupte, în rugăciune și dacă biserica Elim merge bine, dacă frații aici au har și ungere, poate se datorează și luptelor lor pe care le poartă pe genunchi.
Orice biserică are nevoie de astfel de eroi. Și mă rog ca Dumnezeu să scoată cât mai mulți eroi în biserica Elim, care să înțeleagă lucrul acesta. Îl vedem aici în al treilea rând pe Elisei, omul acesta cunoscut în Israel. Și ajunge să-i spună o fetiță împăratului și generalului, mergeți acolo în țară că e un om al lui Dumnezeu prin care Dumnezeu lucrează. Dragii mei, ce înseamnă credință? Încredere neclintită, neclintită în lucrurile nădăjduite. Nu le-ai văzut, dar crezi că se vor întâmpla. Asta înseamnă credință. Câți leproși credeți că a văzut fetița asta vindecată în Israel? Am zice noi, păi frate, ca să fiu sigur, măcar 2 sau 3. Că atunci am dau seama că nu-i numai așa la întâmplare. Dacă profetul se roagă și vreo 3 sunt vindecați, cred că se poate. Dar fetița aceasta, uitați-vă câți i-au fost vindecați pe vremea lui Naaman și a lui Elisei în Israel. Domnul Hristos spune în Luca 4:27, mulți leproși erau în Israel pre vremea prorocului Elisei și totuși nici unul din ei n-a fost curățat de lepra lui afară de Naaman Sirian. Câți leproși vindecați a văzut fetița asta? 0. Dar ce a fost în inima ei? Credință. Încredere neclintită în lucrurile nădăjduite. O puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd încă. Dar prin credință se pot vedea. Să facă Dumnezeu ca ai noștri copii să fie astfel de copii. Și nu numai, toți să avem o astfel de credință. Elisei ajunge să intre în contact cu acest general și vine Naaman cu acel alai și cu avere, cu multe milioane în zilele noastre de dolari sau de euro, în ceea ce el aducea cu el ca să-și cumpere vindecarea, să plătească doctorul, și ajunge Naaman la casa profetului și se supără foarte tare că ușa e închisă, covor roșu nu-i pus, alai nu este, și iasă un simplu servitor din casă. Nici măcar nu iasă omul Elisei, omul lui Dumnezeu. Du-te la Iordan și scaldă-te. Păi de asta am venit eu până aici. N-aveam eu râurile mele, Abana și Parpar, dar am venit eu să fac baie aici, să râdă lumea de mine în apele astea murdare ale Iordanului. Cei care ați fost în Israel, știți cum arată apele acelea. Numai să faci baie, nu prea bine să intri în ele. Și omul acesta, îmbrăcat în ținuta lui, cum să intru eu în apele astea? Nu am eu râurile mele, nici măcar nu iasă în fața mea prejudecăți multe. Eu credeam că, și începe să dea soluții. Credeam că va veni el, va ieși, va face un ritual, va pune mâinile și se va întâmpla miracolul. El știa cum trebuie făcut, numai că nu putea. Nu e așa că de multe ori și noi facem asta cu Dumnezeu? Doamne, fă așa, uite, eu știu cum, fă așa, pune aici, ia de acolo. Dar dacă știi, fă dumneata. Noi vrem să-L punem pe Dumnezeu să lucreze cum spunem noi. Să-L punem în tiparele noastre, în prejudecățile noastre. Lasă-L pe Dumnezeu să lucreze cum vrea El. Și dacă vrea să te surprindă, El te va surprinde. Dar trebuie să te smerești. Războiul acesta cu sinele, cu păcatul, cu firea, nu-l poți câștiga cu milioanele de euro. De lepră nu poți să scapi cu 1 miliard de euro sau toată averea lumii. De lepră, de păcat nu poți, decât prin sângele lui Hristos. Elisei era într-o mare problemă în vremea aceea. Și numai el. Elevii lui. Dacă ne uităm în contextul pasajului, vedem aici că era o școală a prorocilor care devenise mică pentru că se înmulțiseră studenții. Și ei vin la Elisei și spun, auzi, locul nu ne mai încape, avem nevoie să facem ceva, să ne extindem. Dar nu sunt fonduri, nu sunt resurse. Nu avem, era sărăcie, era foamete în țară. Era foamete, era criză, nu scăzuseră apartamentele 10%. Sau alte proprietăți. Nu, era criză de mâncare. Și asta e adevărata criză alimentară. Că atunci oamenii se comportă, ajung ca în Samaria, canibalism. Era criză. Era nevoie de fonduri mai mult ca oricând. Și uitați-vă cum ar fi putut gândi cineva. Păi acum Dumnezeu ne-a ascultat rugăciunile, sirianul a venit cu resursele. A adus milioanele de care aveam nevoie. Ia-le, dacă se vindecă, ia-le, Elisei. Și nu vrea să ia nimic,
S-a citit din cuvânt. Când Naaman e în stare să mai dea pe atâta, dar Elisei spune nimic, nu ia nimic. Dar de ce? Pentru că întotdeauna se merită să pierzi oportunități materiale pentru a-ți păstra obiectivele spirituale. Întotdeauna. Dar de ce nu le iei? Tu știi, Elisei, câte văduve ar fi săturate cu banii de la Naaman. De ce refuzi asta? De ce refuzi asta? S-ar putea sătura niște văduve cu banii de la Naaman, dar s-ar duce după aceea în lume vestea că de păcat poți scăpa plătind cu ce ai tu. Dar nu poți, decât smerindu-te și acceptând ce-ți cere Dumnezeu. Poți să dai milioane de euro pe la mănăstiri și pe la frați și pe la văduve și pe la orfelinate, crezând că într-o zi Dumnezeu te va mântui în mila Lui prin faptele dumitale. Și vei trăi veșnic dezamăgirea profundă că nu va fi așa. Pentru că mântuirea este prin credința în Hristos. Faptele noi le facem nu ca o condiție a mântuirii, ci ca o consecință a ei. Noi facem fapte pentru că Dumnezeu ne-a mântuit deja, nu ca să fim mântuiți. Mântuirea e prin Hristos, punct. Prin credința în El. De păcat nu poți să scapi, de lepră nu poți să scapi, cu toate resursele planetei Pământ. Doar smerindu-te și pocăindu-te și umilindu-te și acceptând ce-ți cere Dumnezeu. Și Elisei ajunge în faza aceasta și ne spune nouă: nu te grăbi să zici, oi, Dumnezeu aici. Dacă prin ceea ce se întâmplă, după aceea numele Domnului va fi batjocorit, nu face asta. Se merită să pierzi oportunități materiale pentru a-ți păstra obiectivele spirituale. E o lecție deosebită de la un erou celebru pe nume Elisei. Și închei cu lecția de la un alt grup de eroi necunoscuți, slujitorii lui Naaman. Când Naaman este confruntat și îndemnat să meargă în Iordan, el începe să-și facă așa un proces în mintea lui. Dacă eu mă duc acum în apele astea murdare și nu se va întâmpla nimica, foarte probabil, o să râdă de mine tot alaiul meu, se va duce în Siria vestea că cumva Dumnezeu a rânduit contextul în care să fiu eu umilit. Și se mânie. Și momentul acela e gata să se întoarcă în țara lui, dar mânios. Dacă se întorcea în țara lui mânios și nevindecat, ce se întâmpla? Venea înapoi după ce omora fetița prima dată și după aia avea el grijă și de ceilalți. Dar sunt acolo lângă el niște oameni, că atât de important este să te înconjori cu oameni care să-ți vrea binele și care să vrea binele lucrării lui Dumnezeu. Oamenii aceștia fără nume se apropie de el și uitați cum îi vorbesc. El era general, un războinic. Unui războinic nu-i vorbește așa, părinte, tată, el n-are sentimente de genul acesta. El este rece. Părinte, dacă ți-ar fi cerut un lucru greu, îl făceai. Dar ce e așa complicat? Au știut cum să se apropie de inima lui și de mintea lui și și-au asumat riscuri că Naaman putea scoate sabia și să-i lovească. Adică și voi complotați cu cei de aici și voi așteptați să-mi faceți în sfârșit o poză, să umpleți internetul cu ea, cum m-am umilit eu, cum s-a întâmplat, dar n-a făcut asta. Pentru că au fost niște oameni care au știut să-și asume riscuri și să știe cum să vorbească. Hai, încearcă asta. Și uitați-vă la aici credința oamenii aceștia. Ei nu zic, păi intră și o să vedem ce se va întâmpla. Scaldă-te și vei fi curat. Nu-i dacă s-ar putea sau nu. Scaldă-te și vei fi curat. Și lecția de la aceștia sună în felul următor. Îndrăznește să încurajezi pe cei din jur încrezător în rezultate. Trăim într-o lume a descurajării, a fricii și a spaimelor. Ce va fi? Valul 4, valul 5, valul 6. Păi nu spune Scriptura că un val cheamă alt val. Ce-o mai fi cu lumea asta, Doamne? Ce-o mai fi de noi? Da, ce-o mai fi de copiii noștri? Frate și soră, îndrăznește să încurajezi pe cei din jur, încrezător în rezultate. Fii un astfel de om, mai mare erou decât cel care câștigă războiul, știți care este? Cel care previne războiul. Cel care previne războiul.
Mai mare erou decât cel care vine și spune: frate Moți, eu am soluție la problema asta în biserică, uite cum se face, este cel care spune: fraților, ne rugăm, postim și Dumnezeu lucrează în așa fel încât nu va mai fi conflict și problemă. Să fii un om care să previi conflictul, nu neapărat să aduci soluție, e bine să aduci soluție, dar mai bine este să previi conflictul. Un astfel de erou, mă rog ca Dumnezeu să te ajute și să mă ajute să fim împreună. Oameni care încurajează în stânga și în dreapta. Pentru noi cei mai buni urmează. Hristos este pe tron, El n-a pierdut războiul, El n-a pierdut controlul. Nu conduce lumea Bruxelles, nici Washingtonul, nici Beijingul, nici Moscova. Lumea o conduce Dumnezeu. Și se întâmplă tot ceea ce El îngăduie. Dumneata și cu mine, noi toți suntem în mâna Lui. Un fir de păr nu cade fără ca El să știe. Puneți toată încrederea în Domnul și în promisiunile Lui. Și nu lăsa circumstanțele astea să te tulbure prea tare. Înțelege în seara aceasta că sunt războaie pe care le poți câștiga umilindu-i pe alții. Dar există un război pe care nu-l poți câștiga decât dacă te umilești pe dumneata. Războiul cu sinele și cu firea pământească. Nu lăsa circumstanțele potrivnice prin care treci să-ți afecteze negativ credința. Se merită să pierzi oportunități materiale pentru a-ți păstra obiectivele spirituale, să se știe că aici este un Dumnezeu viu și El vindecă și El face minuni. Și îndrăznește să-i încurajezi pe toți ceilalți, încrezător în rezultate. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe fiecare. Amin.